Preoților, tema esențială a pasajului citit în dimineața aceasta, 1 Timotei, capitolul 4, este începută în capitolul 3, pentru că primul cuvânt din capitolul 4 este dar. Dar, Duhul spune lămurit. Dar este o conjuncție care leagă ideea care urmează de ideea precedentă. Și ultimul verset din capitolul 3 din 1 Timotei spune: și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. E vorba de Domnul Iisus Hristos. Cheia de a înțelege ce înseamnă evlavie este cel ce a fost arătat în trup. A fost dovedit neprihănit sau sfânt în Duhul. Vreau să refrazez puțin și anume, arătarea în trup dovedește neprihănirea în Duh. Arătarea în ceea ce se vede demonstrează ceea ce nu se vede. Neprihănirea în Duh este o calitate spirituală care nu se vede în ea însăși. Omul poate să declare despre sine ce vrea el. Sunt mântuit, sunt pocăit, sunt sfânt, sunt curat, îl iubesc pe Dumnezeu, am credință, sunt om cum se cade. Cum să-l contrazici pe un asemenea om? N-ai decât să-i dai dreptate. Până la proba contrarie. Și proba contrarie este cum trăiește. Cum trăiește. Definiția evlaviei este următoarea. Să aduci realitatea spirituală pe care nu o vede nimeni și să o faci vizibilă prin felul în care trăiești. Asta este definiția evlaviei. Și în pasajul următor, după ce ni se dă definiția evlaviei, că Hristos a fost demonstrat neprihănit în Duhul prin arătarea Lui în trup, în capitolul 4, ni se spune, de exemplu, în versetul 6, la sfârșit, caută să fii evlavios. Și versetul 8, care a fost și versetul de aur al acestei duminici, spune că și deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și acum, în momentul în care am înțeles ce înseamnă evlavia, aici intrăm într-un conflict milenar. Conflictul între evlavios și firesc, între duhovnicesc și firesc. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că viața fiecăruia dintre noi este între aceste două stiluri de viață. Un stil de viață evlavios pe de-o parte sau un stil de viață firesc, neevlavios. Godliness sau ungodliness. Godly sau ungodly. Evlavios sau firesc. Dumnezeiesc sau nedumnezeiesc. Și pasajul din 1 Timotei 4 ne vorbește despre încununarea credinciosului, spune: fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, fie că e vorba la nivel de familie, relații de prietenie sau biserică. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă sau care îți observă modelul. Aici nu e vorba de a-i mântui pe alții, numai Domnul Iisus Hristos mântuiește. Asta înseamnă a contribui la mântuirea lor. Cum putem contribui la mântuirea altora? Noi nu oferim nimic
Și noi nu contribuim cu nimic la actul mântuirii pe care l-a îndeplinit Domnul Iisus Hristos la cruce. Dar noi contribuim la, prin a-i aduce pe oameni la cunoștința lui Hristos, propovăduind Evanghelia și oferind un model de viață potrivit trăirii evlavioase. În felul acesta noi contribuim la mântuirea altora. În continuare, pasajul atacă trei aspecte unde trebuie să se manifeste evlavia. Și sunt trei lucruri consecutive care urmează celei de dinainte, deci sunt într-o ordine logică. Prima dată, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre învățătura evlaviei. Învățătura evlaviei. Evlavia are o învățătură. Învățătura înseamnă un set de principii. Fratele pastor Adi vorbea mai devreme despre ceea ce înseamnă credință, e o credință generică, cred că există Dumnezeu, de aia au și demonii. Din păcate, nu toți oamenii, dar există o credință despre care aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu, se vor lepăda de credință. Ce înseamnă se vor lepăda de credință? Că ei încă predică în biserică. Ei încă au un cuvânt de spus în biserică. Nu poți să ai un cuvânt relevant în biserică spunând: vreau să vă spun că eu nu cred că există Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, un predicator din ăsta care vine să spună așa ceva, e huiduit. Cum să te duci în biserică să spui așa ceva? Ca predicator. Nu, el spune că el crede. Unde atacă credința? La nivelul învățăturii, a setului de principii de trăit care compun stilul de viață al evlaviei. Acolo atacă această învățătură și spune: Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, dar nu în mod independent, adică mă lepă de credință pentru că nu știu de ce, nu. Mă lepă de credință ca să mă alipesc de, deci este o depărtare ca să se alipească de. Duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor, care lovesc în ce? Care lovesc în evlavie. Ascultați, oamenii aceștia sunt fățarnici, vorbesc minciuni, sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce înseamnă în cugetul lor? În conștiința lor. Conștiința lor este o conștiință alterată. Alterată de ce? Alterată de fire pământească, alterată de păcat. Să-i vedeți cu ce convingere spun că un credincios poate să-și permite un pahar de ceva. Că nu e păcat să fumezi. Că nu contează cum te îmbraci. Că nu contează cum vorbești, că nu contează unde te duci. Că poți să dansezi, să benchetuiești, să chefuiești. Că Dumnezeu ne creează oportunități de distracție pe pământul ăsta. Vi închipuiți așa pe apostoli? Care ne-au dăruit învățătura care stă la baza evlaviei, învățătura apostolică? Așa vă închipuiți aceste principii și aceste învățături? Nici de cum. Ei, spune în versetul 6, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, știți că mintea dumneavoastră este un rezervor de lucruri. Noi când predicăm de aici, noi punem ceva în mintea voastră. Și există oameni care pun în mintea oamenilor libertăți, indulgențe, permisivități, lucruri care nu țin de evlavie, ci țin de deprinderea trupească, deprinderea trupească. De fapt, bătălia pentru teologie are de-a face cu ce-i place trupului și ce-i place Duhului. Acest război permanent din viața omului. Și omul firesc când vine la biserică spune: gâdilă-mă, gâdilă-mă ce? Trupul. Dă-i voie să, permite-i să, spune-i că e ok să, la trup. Și asta devine deprindere trupească, negocierea învățăturilor și principiilor biblice în favoarea trupului. Să fie el satisfăcut, să-i placă lui, să se simtă el bine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: nu,
Adevărata credință negociază toate aspectele vieții în favoarea duhovnicescului, în favoarea evlaviei, nu ca să-i pice mai bine trupului, ci să-i pice bine sufletului, duhului. Ori oamenii aceștia au conștiința compromisă. Ce înseamnă înfierați cu fierul roșu? Înseamnă că sunt marcați, că nu-i mai aparțin lui Dumnezeu, ci aparțin firii pământești și aparțin diavolului și au devenit agenți ai firii pământești, lovind în adevărata esență a evlaviei, care înseamnă că Dumnezeu a transformat interiorul nostru, că l-a sfințit, că l-a curățit, că interiorul nostru nu-și mai găsește plăcerea în lucrurile firii pământești. Și toate acestea trebuie să se vadă în exterior, în stilul nostru de viață. Deci iată învățătura evlaviei. În al doilea rând, îndeletnicirea evlaviei. Ce înseamnă îndeletnicire? Înseamnă preocupările evlaviei, prioritățile evlaviei, modul practic de trăire al evlaviei, lucrurile cu care te îndeletnicești în fiecare zi. Și spune deprinderea trupească, îndeletnicirile care duc întotdeauna la satisfacerea trupului. Este de puțin folos pe când evlavia, ceea ce duce la satisfacerea duhului, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și aici vreau să spun un lucru. Frumusețea vieții nu stă în distracții firești. Adevăratele satisfacții ale vieții stau în lucrurile evlaviei. Știți că o relație frumoasă de familie în care soțul și soția se iubesc și își întregesc copiii și se sacrifică pentru copii și trăiesc o viață dedicată familiei și copiilor este cea mai frumoasă distracție din lumea asta. Știți că ai spune soțului sau soției te iubesc și copiii să vadă un model de iubire, dar din aia mare, asta e un lucru evlavios, face parte din evlavia lui Dumnezeu. Știți că timpul petrecut cu cei dragi face parte din evlavia lui Dumnezeu? Știți că timpul petrecut în biserică cu frații, cu surorile, în dragoste frățească, în învățătură, face parte din evlavia lui Dumnezeu? Știți că timpul petrecut cu scripturile aduce mai mare satisfacție decât orice distracție din lumea asta? Deprinderea trupească este de puțin folos. E ca un abur. Are loc și a dispărut. De-aia drogații au nevoie de un drog din ce în ce mai puternic, de o cantitate din ce în ce mai mare de droguri. Că nu mai sunt satisfăcuți. Și escaladează până îi bagă în sicriu și în pământ. Alcoolul are nevoie de mai mult alcool. Tutunul are nevoie de mai mult tutun. Zbenguielile, firii pământești au nevoie de mai mult acid. De ce? Pentru că sunt insuficiente, pentru că nu pot satisface. Pe când evlavia este o făgăduință pentru viața de acum, de satisfacție, de bucurie, de fericire. Știți că oamenii de multe ori se uită la noi, la cei evlavioși, și spun, ce ratați sunt ăștia, ce marginalizați ai societății, ce neîmpliniți sunt ăștia, ce viață plictisitoare duc. Mi-e vine să-mi pun mâinile în cap. Habar n-au ce fericiți suntem noi, dacă suntem adevărați pocăiți. Habar n-au ce împliniți suntem. Habar n-au că noi n-avem nevoie de prostiile lor, de potopul lor, de desfrui. Ei se miră. Știți că și noi ar trebui să ne mirăm de ei. Zice că ei se miră că nu alergăm cu ei la același potop de desfru, ca să satisfacem firea pământească. Și spun, ce viață e aia, Dumnezeu? Stai cu ochii pe pereți, să te gândești la Dumnezeu, să citești Biblia, să te rogi, să cânti, să te duci la biserică, să îți vezi de familie și de toate, să nu te duci la un dans, să nu te duci la o bere, să nu te duci la cele, să nu te duci... Ce viață e aia? Și oamenii se miră.
Mai mult ar trebui să ne mirăm noi. Cum pot trăi ăștia, Domnule, fără rugăciune, fără scripturi, fără biserică, fără har, fără pace, fără bucurie, fără familie, fără... Cum pot? Ce viață e asta? Se duce să stai pe trotuar la... Mă gândesc când eram român, stau pe trotuar la bodegă, se făceau roșii de alcool, se înjurau unul pe altul, intrau în șans, dădeau cu capul de toți pereții, ajungeau vineți acasă, își băteau nevestele și copiii, le lăsau fără mâncare și fără nimic. Și ziceau, mă duc la distracții. Dar asta e distracție, măi. Hai la dans, să ne ducem să flirtăm, să ne destrăbălăm, să ne divorțăm și pe urmă ajung bătrâni cu tatuaje pe ei, ridați și stricați și stafidiți. Da, s-au distrat toată viața. Singuri într-un bordei. Trăind ca animalele sălbatici. S-au distrat toată viața. E de mirare. Evlavia este folositoare pentru viața de acum. Scumpă familie, Șăcherian, nopțile nedormite cu fetița, că are nevoie de un medicament, că o doare stomacelul, că cine știe. Astea sunt cele mai frumoase zile din viața voastră. Asta e o distracție. Să nu vă ștergeți la o cărpiță, să spunem, nu mai pot să dorm, sunt obosit, să nu știu ce. O să vă amintiți cu satisfacție de lucrurile astea. Nu există momente mai frumoase decât să ții, să-ți lege. Când eram acolo, nu credeam lucrul ăsta. Dar acum mă uit, aș le-aș mai ține în brațe, dar sunt prea grele. Fraților, viața de credință e frumoasă, evlavia e frumoasă. Fiți satisfăcuți de ea. Învățătura, îndeletnicirea și, în fine, înaintarea. Că uite ce se spune. Îndeletnicește-te în totul cu ele, adică fă din ele prioritatea vieții de fiecare zi, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. De ce? Pentru că, zice, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, practică-le. Învață să le faci din ce în ce mai bine, să fii un credincios din ce în ce mai bun, să fii un părinte din ce în ce mai bun. Dacă cânți, să cânți mai bine, dacă predici, să predici mai bine. Toate lucrurile pe care le faci pentru Dumnezeu, să le faci din ce în ce mai bine. De ce? Pentru că evlavia este un continuu progres spre desăvârșire. Întoarcerea la un asemenea stil de viață înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. În vremea de astăzi, mulți învățători au început să intre prin biserici să le spune prea multă biserică, prea lungi programe, prea multă predică, prea obositor una, prea obositor. Mă, numai evlavia ne obosește, numai adunarea ne obosește, numai lucrurile care țin de Dumnezeu ne obosesc. Lucrurile care le facem în firea pământească, ore în șir la televizor, la meci, la film, la temir ce, stă cu orele și nu obosește. Vine la biserică, zici că se tărăște, pune mâna pe Biblie, citește un verset, se roagă și n-are ce spune în 3 minute. De ce, fraților? Pentru că ne-am deprins să trăim pentru trup. Și întoarcere la Dumnezeu înseamnă întoarcere la duhovnicesc, întoarcere la prioritățile duhovnicești. Ne ridicăm în picioare, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne schimbe atitudinea, să ne schimbe punctele de vedere, să ne schimbe pe noi din învățăturile care poate ne-au cucerit, care poate ne-au fermecat, ne-au fascinat și care sunt pe toate drumurile și infectează mintea multor credincioși, dar în același timp vă rog să ne rugăm și pentru Biserica Elim, să ne rugăm pentru binecuvântarea Bisericii, să ne rugăm pentru ziua de mâine, ca Dumnezeu să ne dea biruință și pentru săptămâna asta, să dea spor la lucru. Ce face omul într-o oră să fie cât în 10 și să terminăm bine la timp, duminica viitoare să ne bucurăm și să rămânem cu amintiri frumoase din locul acesta, să creăm alte amintiri binecuvântate, la noua locație, ne rugăm cu toată biserica.